Mulți băieți cred că dacă te plac fetele, ești șmecher. Eu cred că dacă ești șmecher, te plac fetele. Asta e ordinea corectă. Așa că astăzi îți voi spune cum să fii atât de șmecher încât să te iubească fetele. Da, am zis să te iubească. Deci ai grijă, pentru că e vorba de sentimente aici. Dacă ai atât de multă putere asupra sentimentelor fetelor, le poți răni și nu vreau asta. Însă dacă simți că ești pregătit să ai o astfel de putere, hai să-i dăm drumul. Primul lucru pe care poți să-l faci ca să te iubească fetele este să fii asumat. Să fii asumat înseamnă să știi cine ești, să-ți cunoști calitățile cât și defectele. Și de ce văd fetele ca fiind asta ceva atractiv? Pentru că nu te superi atunci când îți reproșează că ai un X defect, pentru că tu știi deja adevărul. Exemplu, eram odată cu o fostă prietenă la un suc și mi-a reproșat ceva negativ despre mine. Lucru care era adevărat, însă eu, în loc să recunosc asta și să accept că așa este, am încercat să o convin că nu e așa și că sunt complet diferit de cum mă cunoaște ea. Iar asta nu a făcut-o decât să se îndepărteze de mine, pentru că nu am fost sincer atât cu ea cât și cu mine. Ideea e în felul următor: să nu încerci să fii altcineva, pentru că mai devreme sau mai târziu fetele își vor da seama că joci un rol. Și de multe ori au tendința să miroasă din prima asta. Acum vine întrebarea: cum îți dai seama cine ești tu cu adevărat? Urmărește tiparele care se tot repetă în comportamentul tău. Ce tipare s-au tot repetat de când erai tu copil până acum? Ce lucruri nu ai putut schimba niciodată la tine? Ăla ești tu cu adevărat. Iar lucrurile pe care nu poți să le schimbi, nu ai decât varianta să le accepti. Dacă nu le accepti și te dai drept altcineva, fetele te vor privi ca imatur. Iar fetele caută băieți maturi. Al doilea lucru care face fetele să te iubească este că ești sincer. De ce? Pentru că fetele caută băieți diferiți, speciali. Iar dacă ești sincer cu ea, te vei diferenția de restul băieților. Majoritatea pupă în fund fetele, nemeritat. Le laudă excesiv pentru felul în care arată, deși ele n-au niciun merit că s-au născut cu acele trăsături. Sau o iartă prea ușor pentru comportamentul inadecvat. În schimb, ce vrei tu să faci este să o lauzi atunci când face lucruri care îți plac și să îi spui atunci când face lucruri care te deranjează. Nu mereu trebuie să cășumi pe ea atunci când face orice lucru mărunt care te deranjează, însă atunci când e ceva major și dacă se întâmplă în mod repetat, trebuie să îi spui că te deranjează. Fetele vor aprecia mai mult băieții care sunt real cu ele, pentru că îi privesc ca fiind mai curajoși decât restul. Restul care probabil sunt politicoși, nu din simplă politețe, ci pentru că au interese ascunse. Și știți la ce mă refer. Al treilea lucru pe care poți să-l faci ca să te iubească fetele este să ai ambiții. Am văzut cu toții cum reacționează fetele când văd oameni precum Ronaldo, Justin Bieber, LeBron James. Leșină efectiv, cad din picioare. Însă, deși nu realizează, ele nu iubesc omul Justin Bieber pentru că nici măcar nu-l cunosc. Vor faima, statutul, banii. Însă asta nu înseamnă iubirea adevărată, ci niște dorințe. Deși toate astea au un efect puternic și nu sunt de neglijat, nu asta face o fată să se îndrăgostească de tine, ci mai degrabă ambiția ta, dorința ta de a fi cel mai bun, competitivitatea ta. Și știi că te iubește cu adevărat atunci când te susține în a-ți urmări ambiția ta, deși nu ai succes de la bun început. E ușor să vrei pe cineva ca fată atunci când le are pe toate, însă nu e ușor să vrei pe cineva atunci când are doar potențial. Însă tu, dacă arăți potențial, dacă ai alte ambiții în afara relației cu ea, fetele din jurul tău vor manifesta mai mult interes pentru tine. Și al patrulea lucru care face fetele să te iubească este profunzimea caracterului. Caracterul, în opinia mea, este suma deciziilor luate cu mintea și deciziilor luate cu inima. Trebuie să existe o balanță între cele două. Nu știu dacă ai observat, dar toate cele patru sfaturi au un numitor comun, au ceva în comun, și anume că încearcă să te facă special, să te facă diferit de restul băieților, pentru că doar așa ai șansa să te iubească o fată cu adevărat. Majoritatea băieților nu sunt sofisticați, sunt unidimensionali, adică plac o fată doar pentru felul în care arată, acționează în același fel de fiecare dată fără să analizeze contextul situației, sunt prea raționali și nu își arată sentimentele atunci când e nevoie și își urmăresc doar instinctele primare fără să realizeze că mai sunt și alte lucruri. Așa că ia decizii în funcție de situație și dezvoltă-ți caracterul în mod constant, doar așa te vei diferenția de restul băieților. Iar dacă faci asta, îți garantez că fetele vor începe să te iubească. Da, oameni, acesta a fost videoclipul de azi. Dacă v-a plăcut și v-a fost de ajutor, vă rog să-l distribuiți mai departe, să vă abonați, bineînțeles, dacă n-ați făcut-o, să lăsați un like și să-mi dați un follow la Eddie Advice pe Instagram, unde puteți, bineînțeles, să-mi adresați orice fel de întrebare legată de viața voastră personală, iar eu voi încerca să vă ajut. De asemenea, avem și un grup de Discord numit Masa Sfaturilor, unde dacă te alături canalului vei avea acces și vei primi sfaturi în legătură cu orice problemă personală pe care o ai. Așadar, eu am fost Advice sau Eddie și până data viitoare, nu uit.
uita, pune E în reușită, nu rateu. Pa, pa!